Bună ziua, mă numesc Aurelia, sunt psiholog, psihoterapeut. Activez în acest domeniu mai bine de 5 ani. Lucrez cu persoane mature și familii. Ce este psihoterapia? Psihoterapia este un lucru asupra personalității omului care durează mai mult timp. De obicei, oamenii vin în terapie cu careva situații dificile care le afectează viața la momentul actual. De cele mai multe ori, aceste situații nu este de fapt ceea ce într-adevăr pe ei îi deranjează. În psihoterapie, persoana are posibilitatea de a începe să lucreze asupra dezvoltării personalității sale de la bun început și până în prezent. Cum are loc lucru asupra dezvoltării personalității? Începând terapia de lungă durată, persoana trece prin toate etapele de dezvoltare a personalității, începând de la bun început și până în prezent. Trece prin toate fixațiile psihologice care au avut loc și care îi afectează în prezent viața. Scopul psihoterapiei este de a ajunge la o maturitate psihologică. Maturitatea psihologică este atunci când persoana își poate savura viața și nu este afectată de stereotipurile și normele sociale și de familie.